Ezra 9. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis: poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoriților, moabiților, egiptenilor și amoriților. Căci și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora și căpetenile și dregătorii au fost cei din tâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din picina păcatului fiilor robiei și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerenia mea cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine, Dumnezeule, să-mi ridic fața spre tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de azi și, din picina fără de legilor noastre, am fost dați noi, împărații noștri și preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii care ne acoperă astăzi fața. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoința împăraților perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viață, ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și la Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule, căci am părăsit poruncile tale, pe care ni le poruncise prin robii tăi proroci, zicând: țara în care intrați o stăpâniți este o țară întinată de necurățiile popoarelor din ținuturi, de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile pe care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați deci pe fetele voastre după fiilor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de buna starea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. După tot ce mi s-a întâmplat din picina faptelor rele și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai părăsit pentru acești oameni scăpați, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpați, să începem iarăși să călcăm poruncile tale și să ne încuschim cu aceste popoare urăcioase? N-ar izbucni atunci iarăși mânia ta împotriva noastră până acolo încât ne-ar nimici fără să lase nici rămășiță, nici robi zboviți? Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi zboviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această picină nu putem sta înaintea Ta.